Investițiile schimbă fața școlilor din capitală. Pe parcursul verii, multe unități școlare au fost parte din programe de reabilitare sau modernizare, mai ales pe fonduri europene. Asta pentru ca cei mici să se poată concentra pe învățat. Pe tot parcursul anului, dar cu precădere am muncit foarte mult în vacanță. Avem undeva la 400 de milioane de lei pe care i-am investit în acest an în educație. Anul acesta, sectorul 6 a luat locul întâi pe București la evaluarea națională și am fost în primele 10 pe țară. Și când vezi efortul pe care îl fac cadre didactice, copiii și părinții și au asemenea rezultate pe momente când ne obligă. Când ne obligă să investim și mai mult în educație, să le punem la dispoziție tot ce au nevoie. Iar în sectorul 6, școlile beneficiază de programul Școală după Școală, iar edilul promite că în câțiva ani se vor simți investițiile. În sectorul 6 se beneficiază de programul Școală după Școală. Deci avem cele mai multe unități de învățământ, acolo unde nu avem șantiere, acest program este funcțional. În sectorul 6 am crescut siguranța, pentru că avem mari probleme în toată țara cu siguranța și am montat primele 600 de camere din cele 3000 pe care le montăm în sectorul 6, camere de supraveghere. Dacă vom continua în acest ritm, cred că în 2-3 ani cam toate problemele pe care le-am avut majore de infrastructură în sectorul 6 vor fi rezolvate. În momentul în care orice linie de finanțare, că este PNR, că sunt alte linii de finanțare din alte tipuri de fonduri europene, sunt deschise, noi le accesăm. Adică deja avem proiectele scrise, avem studii de fezabilitate deja concepute. Nu trebuie decât să se deschidă și noi vom accesa acei bani pentru comunitatea noastră. Primarul sectorului 2, Robert Negoiță, s-a aflat la Colegiul Tehnic Angel Salini la început de an, unde a transmis că face eforturi pentru a îmbunătăți condițiile din școlile din sectorul pe care îl conduce. Vreau să mă asigur că e totul în regulă. Nu e prima zi de școală pentru mine. Permanent avem de învățat. Permanent avem emoții, dar nu e chiar ca și când ar fi fost prima zi pentru mine, pentru că asta fac deja de mai bine de 10 ani. Vrem să ne asigurăm că totul este în regulă, cu accent mai ales pe partea de învățământ dual, unde avem nevoie de mulți specialiști și trebuie să găsim un echilibru în societate și să creăm specialiști care să și găsească de lucru pe domenii care se cer în piață, unde este foarte mare nevoie. Am ceva emoții pentru că, într-adevăr, suntem într-un amplu program de reabilitare, de modernizare și chiar extinderea școlilor din sectorul 3. Datorită fondurilor europene, că iată, sunt bani care trebuie cheltuiți rapid, lucrările sunt ample, multe și nu se pot face doar în perioada de vacanță, în 2 luni de zile, este imposibil.